Pe proiectul urnei de zi a ședinței de astăzi avem un singur subiect propus și anume să audiem rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiată la 31 decembrie 2019. Membrii Curții de Conturi, alte propuneri pentru urnea de zi? Nu sunt. Astfel, ordinea de zi este aprobată și vom începe lucrul în cadrul ședinței de astăzi. Dar înainte, ca să anunț prezența. Prezența participanților la ședința de astăzi, spre deosebire de zilele trecute, unde aveam o listă foarte mare de 25, 35, până la 40 de persoane, de data asta lista este puțin mai redusă, lucru care îmi oferă posibilitatea să fac o scurtă prezentare a participanților. Deci, dincolo de membrii Curții de Conturi anunțați, participă din partea Curții doamna Tatiana Ruzian, șef Direcției Generală în Metodologie, doamna Angela Curchen, șef al Direcției Metodologie și Audit, și domnul Ostim Stârcea, reprezentantul Direcției Juridice. Tuturor bună ziua, bună dimineața! Ministerul Apărării, în condițiile în care au fost anunțate, ulterior, sperăm că se va încheia mai curând ședința la Guvern și va fi domnul Alexandru Pânzar, ministrul Apărării. În absența dumnealui, deci echipa entității auditate, conducerea Ministerului Apărării, este în persoană domnul Vladimir Iliev, secretar de stat. Bună ziua! Domnul Mihail Bucliș, locțitor șef Marele Stat Major Armate Naționale. Bună dimineața! Bună dimineața, eu sunt! Domnul Vasile Ceclea, șef Direcției Planificare, Resurse Financiare și Tehnico-Materiale a Ministerului. Bună dimineața! Domnul Alexei Munteanu, șef Direcția Management Financiar a Ministerului. Bună dimineața! Și domnul Oleg Solomon, șef Direcției Administrare Bunuri Imobile, Ministerul Apărării. Bună dimineața tuturor! Acestea fiind spuse, stimați colegi, vom începe ședința de astăzi cu audierea raportului de audit anunțat și o să-i ofer cuvântul doamnei Angela Curchen pentru prezentarea acestui raport. Atâta vreme cât se prezintă raportul, dar și atâta vreme cât participanții la ședință nu sunt incluși în mod direct, nu participă în dezbateri, o să rog să ținem opțiunea microfonului închis și atunci când, prin ridicare de mână, se solicită luare de cuvânt sau vor urma întrebări din partea membrilor curții către subdiviziunile respective, lumea se conectează deja și la opțiunea microfonului. Doamna Curchen, vă rog. Doamna Curchen, ați uitat să includeți microfonul. Așa. Mă aud, da? Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. În prezentă ședință se propune spre examinare și aprobare rezultatele auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării, încheiate la 31 decembrie 2019. Prezenta misiune se încadrează în auditurile financiare obligatorii anuale efectuate de către Curtea de Conturi, în temeiul articolelor 31 și 32 de legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, și potrivit programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2019-2020, fiind aplicate procedurile stabilite de standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării, încheiate la 31 decembrie 2019, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și în ansamblul lor
nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor. Responsabilitatea noastră este de a planifica și realiza misiunea de audit și a obține probele suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit. Obiectivele noastre sunt obținerea unei asigurări rezonabile, că rapoartele financiare consolidate nu sunt afectate de denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. Asigurarea rezonabilă este un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat în conformitate cu standardele internaționale va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi urmarea fraudelor și erorilor. Totodată, denaturările pot fi considerate semnificative dacă în mod individual sau în ansamblu pot influența deciziile economice ale utilizatorilor acestor rapoarte financiare consolidate. Ministerul Apărării este o autoritate publică centrală de specialitate care organizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul apărării naționale. Evidența contabilă și raportarea financiară a Ministerului și structurilor subordonate se supun prevederilor legii contabilității și ordinului Ministerului Finanțelor 216. Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării pentru anul 2019 cuprind informațiile financiare ale 19 entități subordonate și prezintă următorii indicatori. Active materiale 3.381 milioane, active financiare 84,9 milioane, datorii 38,5 milioane, venituri 1648,1 milioane, cheltuieli 702,2 milioane, rezultatul anului curent 945,9 milioane și rezultatul financiar al instituției bugetare 3426,65 milioane. Auditorii au exprimat opinii cu rezervă asupra rapoartelor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2019, deoarece efectele erorilor constatate au fost semnificative, dar nu și pervazive. Prin urmare, la baza opinii modificate au stat supraevaluarea rezultatului anului curent cu 324 milioane lei. Această situație este determinată de recunoașterea eronată a veniturilor în sumă de 368 milioane lei și a cheltuielilor în sumă de 44,8 milioane lei, astfel fiind înregistrate operațiuni ce nu țin de perioada de gestiune curentă. Sub evaluarea corectărilor rezultatelor anilor precedenți cu 128,2 milioane lei, cauzată de faptul că Ministerul aplică eronat contul de corectare, fiind înregistrate operațiuni aferente perioadei curente. Supraevaluarea rezultatului financiar al instituției, 195,8 milioane lei, situație condiționată de denaturarea rezultatului curent și corectările rezultatelor anilor precedenți. Subevaluarea grupei de conturi terenuri, cu 73,2 milioane lei, cauzată de faptul că Ministerul n-a înregistrat la valoarea de recunoaștere 12 terenuri în conformitate cu legea 1308 din 97. Supraevaluarea grupei de conturi uzura mijloacelor fixe, cu suma uzurii calculate pentru tehnica militară, deși această sumă nu poate fi cuantificată cu precizie. De asemenea, am fost limitați în cuantificarea valorii aportului Ministerului în capitalul social a două întreprinderi de stat în sumă de 22,9 milioane lei, deoarece Ministerul nu deține lista exhaustivă a bunurilor transmise întreprinderilor fondate. Erorile constatate au fost condiționate de aplicarea eronată a legii contabilității și a ordinului Ministerului Finanțelor 216, precum și de carențele în politica de contabilitate, insuficiența personalului calificat în domeniul contabilității și neautomatizarea procesului de evidență contabilă. Auditorii au evidențiat unele aspecte problematice care, deși nu au influențat opinia de audit, necesită o atenție sporită din partea conducerii Ministerului. Astfel, Ministerul urmează să evalueze și să înregistreze 52 de construcții care nu s-au regăsit în evidența contabilă la valoarea credibilă, ci să înregistreze drepturile patrimoniale asupra 96 de clădiri și 10 terenuri. De asemenea, urmează să asigure evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat,
să ajusteze neconcordanțele în reglementările interne, privind modul de stabilire a sporului pentru munca prestată pe timp de noapte, să înlăture deficiențele în organizarea evidenței contabile și să dezvolte politica de contabilitate în funcție de specificul operațiunilor efectuate. Conducerea Ministerului urmează să consolideze controlul intern managerial, care la moment nu asigură gestionarea riscurilor aferente procesului financiar contabil, fiind atestate erori care au stat la baza opiniei modificate, precum și să asigure suplinirea funcției de audit intern. De asemenea, urmează să instituționalizeze lista entităților subordonate, întreprinderilor de stat și instituțiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator. Cu referire la implementarea recomandărilor Curții de Conturi înaintate în rapoartele de audit precedente, menționăm că deși Ministerul a întreprins acțiuni privind executarea acestora, nivelul de implementare este 69%, 4 recomandări cheie n-au fost realizate complet, care au condiționat oferirea opinii modificate și în anul 2019. În acest sens, atragem atenție asupra responsabilității conducerii pentru rapoartele financiare, și anume a ministrului apărării, care în calitate de conducător al organului central de specialitate al administrației publice, îi revine responsabilitatea de întocmire, semnare și prezentarea corectă și fidelă a rapoartelor financiare consolidate în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, precum și de organizarea controlului intern managerial pentru a asigura desfășurarea organizată și eficientă a activității economice a entității, inclusiv respectarea strictă a înregistrării activelor, integrității activelor, prevenirea și descoperirea cauzelor de fraudă și eroare, exactitatea și plinitudinea înregistrărilor contabile, precum și pregătirea oportună a unor informații financiare credibile. Onorată asistență, în încheiere menționez că observațiile și recomandările de audit au fost comunicate cu reprezentanții Ministerului, fiind desfășurate două ședințe de lucru. De asemenea, Ministerul a precizat acțiunile și termenile de implementare a recomandărilor de audit. Luând în considerație reiterarea unor recomandări neexecutate, precum și implementarea recomandărilor la nivel de 69% aferente misiunii de audit precedente, se propune excluderea din regim de monitorizare a hotărârii Curții de Conturi 26 din 18 aprilie 2019. În contextul celor expuse, se propune spre examinare și discuții proiectul raportului de audit. Vă mulțumesc! Doamna Curcan, și eu la fel. Da, iată că ecranul a revenit în structura sa precedentă. Stimați membrii Curții de Conturi, aveți oare anumite întrebări sau nevoie de anumite precizări din partea raportorului? Nu sunt. Doamna Curcan, eu am o întrebare pentru a preciza pentru mine situația. Propunerea pe care ați făcut-o ca și echipă de audit în raport pentru proiectul hotărârii este opinie cu rezervă. Eu aș putea să vă întreb, pentru anul 2018, care a fost calificativul oferit la Ministerul Apărării? Pentru anul 2018 era opinie contrară. Adică și noi, opinie contrară, propusă de auditori, așa și-a mers și noi am aprobat opinie contrară în 2019. Corect, vă înțeleg. În 2019 noi venim cu propunerea de a oferi opinii cu rezervă. Nu m-ați înțeles. Ședința din 2019, prin care noi am aprobat hotărârea pentru ciclul bugetar 2018. Da, da. El așa și este, cu opinie contrară. Da, mulțumesc, am precizat lucrurile. Stimați reprezentanți ai Ministerului Apărării, din start vreau să vă spun că, bine, distanța dintre cameră și dumneavoastră în această sală de ședință în care vă aflați e destul de mărișoară. Noi dibuim doar siluete, dar, mă rog, astea sunt condițiile. Domnul ministru, a reușit să revină? Stimați domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, vă salut, bună ziua, îmi cer scuze pentru întârzierea care am avut, pentru că am avut o ședință operativă de guvern, la care a fost de două ori mai multe subiecte ca de eu. De acord, de acord. Lucru este lucru. Pretenții nu avem, deci ne mișcăm înainte cu ședința noastră. Acum, stimate domnule ministru, înainte de a începe runda de întrebări-răspunsuri,
pe marginea proiectului hotărârii prezentat și marginea raportului prezentat. În caz că există această dorință, noi putem să oferim câteva minute pentru o luare de atitudine, pentru exprimarea unei opinii, argumente, contraargumente, dacă se dorește doar. De asta sunt obligat să vă întreb dacă doriți să interveniți acum, înainte de a porni runda de întrebări-răspunsuri, sau mergem cu întrebările din partea noastră și la încheiere faceți un anumit bilanț. Cum preferați? Nu prea puternic. Mergem cu întrebări-răspunsuri și la final facem bilanț. Bine, primit. Stimați membri ai Curții de Conturi, începem runda interactivă. Aveți posibilitatea să oferiți întrebări către reprezentanții conducerii entității auditate. Cine pornește? Domnul vicepreședinte Chetraru, vă rog. Vă mulțumesc, domn președinte. Vă salut, stimați colegi. Domnule ministru, stimați reprezentanți ai echipei manageriale a ministerului, în primul rând vreau să remarc nivelul de seriozitate și atmosfera destul de productivă în care a fost desfășurat acest audit. Eu în mare parte sunt sub impresia auditului precedent, când concluzia echipei de audit și concluzia emisă de către Curtea de Conturi a fost una nefavorabilă ministerului. Aș vrea să apreciez efortul care a fost depus de către echipa managerială a ministerului, având totuși un nivel de implementare a recomandărilor cheie de 69%, este loc și de mai bine, însă având în vedere situația constatată la acel moment, lucrurile evident că au avut un trend pozitiv în ceea ce privește implementarea recomandărilor constatate de curte. Cu toate acestea, nu pot trece cu vederea câteva aspecte cheie și, în primul rând, chiar la început vreau să mă refer la faptul că totuși pentru moment avem 52 de construcții care nu sunt recunoscute în evidența contabilă și nu avem înregistrat drepturile patrimoniale asupra 96 de clădiri și 10 terenuri. Ceea ce ține de aspectele imobiliare și de imobilele care sunt în gestiunea Ministerului Apărării este un domeniu de interes deosebit pentru toată lumea. Cunoaștem interesul care a fost față de aceste terenuri și este în prezent interesul pentru aceste terenuri, pentru că Ministerul Apărării are în gestiune terenuri care au un potențial de dezvoltare și reprezintă un interes enorm pentru multă lume. Ați derulat chiar și mai multe proiecte de parteneriat public, prin intermediul cărora sigur că au fost soluționate mai multe probleme ale Ministerului, însă totuși situația care o avem la moment generează mari semne de îngrijorare și aș vrea să cunosc care este motivul că pentru moment totuși noi nu am reușit să ajungem la implementarea acelor recomandări pe acest domeniu, pe domeniul recunoașterii în evidența contabilă a construcțiilor și înregistrarea drepturilor patrimoniale pe clădiri și terenuri. Din ce motiv totuși avem probleme la acest compartiment? Și care este activitatea prioritară a dumneavoastră pe compartimentul respectiv în vederea înlăturării acestor neajunsuri? Vă mulțumesc! Și eu la fel. Domnul ministru, care este persoana cea mai indicată pentru a răspunde la această întrebare? Eu, domnul Solomon, care este responsabil pentru mine. Vă rog! Domnule președinte, stimați membri ai Curții, sunt Cornel Solomon, șef direcție administrare doamnei Norde. În mare, aceste 96 de construcții care au fost menționate, care nu au fost registrate de patrimoniale, se află pe acele 12 terenuri care subsecvent de asemenea nu au fost înregistrate cadastral. Din moment ce terenul nu este supus procesul de cadastral, atât nici construcții nu pot fi supuse procesul de cadastral. Procesul tehnic cadastrat pentru aceste 12 loturi de teren a fost inițiat, dar din considerente tehnice, administrative și juridice, el a fost stopat. Pentru 6 terenuri n-au fost instituite comisii de delimitare conform actul normativ în vigoare. Pentru aceasta, Ministerul Apărării a înaintat 5-6 șterg. Agenția Context Club și în vederea instituirii comisiilor delimitare,
Agenția Proprietăți Publice de fiecare dată răspundea pentru motivat pentru că nu au reprezentanți delegați la autorități publice locale. Astfel, procesul este de instituirea comisiilor delimitare s-a tergiversat parcurs la un an de zile. Alte patru terenuri, de asemenea, cum am zis anterior, procesul cadastral tehnic a fost inițiat, dar când s-a ajuns la etapa de coordonare a materialului cadastrale cu autorități publice locale, a survenit, a parvenit refuzii în partea autorităților publice locale. În contextul dat, nu ne-a rămas decât să mergem să sesizăm instanța ridicată. Actualmente, dosarele se află în instanța ridicată pentru aceste patru terenuri. Și atât prin considerentul respectiv, 96 de construcții care se află pe aceste 12 terenuri, încă nu au fost finanțat acest din instanța cadastrală. Dar, în același context, vreau să vă informez că pentru 26 de construcții, procesul deja de înregistrare cadastrală se analizează, proiectul de introducere acestor construcții în hotărârea 351 în privire la recunoașterea bunurilor proprietate publice de stat, deja se află la Cancelarea de Stat, data de 8 iulie, urmează a fi spus spre examinare executivă. Pentru celelalte construcții, 21 plus 31 care sunt cu valoarea de sub 1000 de lei, procesul tehnic a fost inițiat, a fost pregătită deja documentația necesară pentru desfășurarea procedurii de achiziții în vederea achiziționării serviciilor de evaluare. Raportul încheiat. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Alte întrebări sau precizări? Mulțumesc, domnul Munteanu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimați domnule ministru. Iată, eu în continuitatea acestei probleme, de fapt, gravitatea ei este una mult prea mare și efectele pot fi din cele mai neplăcute. Pentru că faptul că în procesul de înregistrare, în Registrul Bunurilor Imobile, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, da, a apărut necesitatea instituirii comisiei de delimitare și iată faptul că APL-urile refuză să semneze aceste acte, poate genera riscul că o să fiți puși în situația când anumite imobile amplasate pe aceste terenuri nu le veți putea înregistra după minister, ținând cont de faptul că aceste terenuri, APL-urile, în procesul de negocieri sau de judecată, le vor înregistra după ei sau după oricine altcineva. De aceea trebuie să țineți mâna pe puls și să aveți grijă mare, inclusiv prin găsirea unor soluții la nivel de conlucrare cu autoritățile publice locale, prin implicarea autorităților administrației publice centrale. De ce nu? Pentru că argumentul este unul foarte. Atâta timp cât aveți imobile amplasate pe ele, nu ar trebui să existe neînțelegeri la nivel de apeleuri pentru delimitarea acestor terenuri. Asta a fost o concretizare, domnule președinte. Și dacă eu am și întrebări, dacă aș putea să trec la ele, da? Mulțumesc, domnule președinte. Deci, iarăși cu referire la înregistrarea terenurilor, dar de data aceasta nu vorbesc de înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile, ci înregistrarea în evidența contabilă. Deci, este o problemă caracteristică multor autorități publice centrale și nu doar. Și aici mă refer la 12 terenuri pe care le gestionează Ministerul Apărării, cu suprafața de, atenție, 1098 de hectare. Aceste terenuri nu sunt înregistrate nici în evidența contabilă. Dacă e înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile necesită cheltuieli financiare, păi atunci înregistrarea în evidența contabilă necesită doar un simplu efort din partea subdiviziunii responsabile. Pentru că Ordinul Ministerului Finanțelor 216 clar stabilește procedura de înregistrare la prețul normativ. Nu este nevoie să contractați anumite companii pentru efectuarea evaluării acestor terenuri. Aveți grijă mare, le înregistrați în evidența contabilă la prețul normativ, conform legii 1308. Și iată, întrebarea mea constă în următoarele. De ce, de la momentul aprobării raportului precedent a Curții de Conturi, până astăzi, nu s-au efectuat aceste înregistrări contabile? Care au fost cauzele? Și ce măsuri vă propuneți a fi întreprinse pentru moment? Pentru că, zic, nu este necesar un efort mare și nu sunt necesare mijloace financiare pentru a duce la bun sfârșit această recomandare.
Vă mulțumesc. Foarte bună întrebare, care derivă dintr-o situație constatată încă din anii trecuți. Domnul ministru, cine o să răspundă la întrebarea asta? Vă mulțumesc pentru întrebare. Aceste 12 terenuri se află la evidență, în registrul de evidență al bunului imobil, un registru centralizat pe Ministerul Apărării, în care sunt inclus, este inclus tot patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării, în afară de aceasta mai avem și evidența operativă. Deci, aceste 12 terenuri se află la evidența centralizată a Ministerului și evidența operativă per unități sau per unități care gestionează mijlocit terenul respectiv. Vis-a-vis de evaluarea provizorii conform legii 13.08 97, noi conform recomandării echipei de audit, bineînțeles, deja am pregătit proiectul de ordine al Ministrului Apărării privind instituirea comisiei de stabilire a valorilor pentru terenul respectiv și în cel mai scurt timp această divență sau acest neajuns va fi înlăturat. Vă mulțumesc! Foarte rapid aici, o dezvoltare a întrebării. Când operați cu definiția în foarte scurt timp, eu înțeleg că odată cu crearea acestei comisii, care va avea sarcina evaluarea acestor bunuri pentru ca ele să fie luate și în evidență contabilă, folosind coeficienții prețului normativ. Totuși aș vrea să aud și să stenografiem în această ședință ce ar însemna în viziunea dumneavoastră în cel mai scurt timp. Dați-ne o perspectivă. E vorba de o lună, de două luni, de câteva săptămâni? Domnule președinte, este vorba de maximum două luni. Mulțumesc. Domnule președinte, microfonul dumneavoastră a fost deconectat. Nu v-am auzit. Domnul Munteanu, dacă mai aveți întrebări, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare. De fapt, mai am câteva. Una din ele ține de o situație care a influențat opinia auditorilor în cadrul acestei misiuni. Deci, conform observației de audit, Ministerul a raportat suma de 22,87, aproape 23 milioane de lei, ca valoarea bunurilor depuse ca aport în capitalul social a două întreprinderi de stat. Pe parcursul misiunii, auditorii, având atribuția de confirmare a acestei sume, au fost în imposibilitatea atât confirmării cât și infirmării sumei de 22,87 milioane de lei, pe motivul că deci, Ministerul nu a prezentat și, de fapt, nici nu deține o listă exhaustivă a bunurilor ce constituie sau justifică suma dată. Respectiv, nimeni, la moment, nu ne poate demonstra faptul care sunt aceste bunuri care au fost transmise, care este valoarea lor, în raport fiind reflectată doar suma de 22,87 milioane de lei. Întrebarea mea constă în următoarele. Spuneți, vă rog, credeți dumneavoastră că este reală restabilirea acestor liste și confirmarea sumei de aproximativ 23 de milioane ca contribuții în capitalul social? Vă rog, cine răspunde? Domnul Munteanu, șeful Direcției Finanțe, Antifinanțe. Stimate domnule președinte, stimați membri ai echipei de audit, domnule ministru, referitor la întrebarea respectivă, pot să vă comunic că pe parcursul auditului am încercat în comun cu colegii de la întreprinderi de stat, având în vedere că la o întreprindere s-a modificat și conducerea, pentru a găsi careva aspecte cheie, documente confirmative referitor la valoarea capitalului social. Din păcate, am reușit să găsim materiale doar din 2010. Din 92 și până în 2010 am convenit împreună în comun cu colegii din Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării și de la întreprinderile respective să formăm o comisie, să examinăm încă o dată arhivele Armatei Naționale, dacă găsim ceva momente. Totodată pot să vă comunic că
la baza ori la evidența sumei respective a fost extrase, reprezentate de către întreprinderile respective de la Camera Ministerului de Stat. Asta ce pot să vă comunic pe momentul respectiv. În continuare acestui subiect, cine poate să-mi răspundă? Când Ministerul, în ce an, când s-a întâmplat formarea acestei întreprinderi sau, mai bine zis, intrarea ca și cu cota parte de participare a Ministerului în cadrul acestor întreprinderi? 5 ani, 10 ani în urmă, 2 ani, exact, în ce an? Stimate domnule președinte, întreprinderile respective au fost fondate odată cu formarea Ministerului Apărării în anul 92. La bilanța Ministerului Apărării centralizat, capitalul statutar a fost luat în 2016. Până în 2016 nu era luat, nu era reflectat în bilanța consolidată a Ministerului Apărării. De acord, asta era important să știm, fiindcă, da, pe atunci găsesc și eu anumite explicații, însă asta nu schimbă esența problemei. Problema trebuie să fie rezolvată, gândiți-vă cum, fiindcă dacă rămâneți în continuare doar cu cifra aportului în capitalul social a întreprinderii la nivel general, suma, da, 20 și cât acolo de milioane de lei, dar nu aveți nicio informație privind structura acestui capital. Ce bunuri, cum? Vă dați foarte bine seama că orice audit, orice control de oricare gen o să vină cu anumite temei și anumite bănuieli. Fiindcă dacă se păstrează doar abordarea cifre generale, neavându-se informații concrete în sprijinul acestei sume, logic poate să apară întrebarea că cifra este una declarativă, iar acele bunuri cu care cândva s-a intrat, ele au putut să dispară, nu se ajungă în capitalul social. Deci trebuie să ștergeți această umbră și mai ales un asemenea minister ca Ministerul Apărării cu organizare, disciplină, subordonare, trebuie să aibă ordine inclusiv și în tot ce ține de documentație financiară, contabilă și economică. Alte întrebări, domnul Munteanu? Nu. Doamna Andreiș, vă rog. Mulțumim, domnule președinte. Întrebarea mea se referă către minister și anume... Cum ministerul asigură calitatea rapoartelor financiare anuale elaborate de către cele 19 unități militare subordonate care sunt consolidate în raportul financiar consolidat asupra cărui curtea își expune opinia, atunci când vorbesc despre cum asigură, mă refer la prin ce instrumente? Prin efectuarea misiunilor de audit al auditului intern al Ministerului, prin elaborarea de către Minister a unor instrucțiuni privind evidența contabilă, raportarea și la fel prin diferite instruiri pe acest segment financiar, contabil și de raportare. Mulțumim frumos! Da, vă rog! Domnule președinte, referitor la aceste momente, vreau să vă comunic că pe parcursul anului 2019, în urma recomandărilor avute și de la auditul precedent, Ministerul Apărării a încercat să revizuiască un șir de acte normative ale Ministerului. Am făcut diferite, mai multe instrucțiuni, mai multe instruiri cu reprezentanții șefilor structurilor financiare din subordinea Ministerului Apărării. Cu regret, nu s-a reușit completarea funcției de audit intern. În parcursul anului 2019 n-au fost efectuat și un audit pe intern la instituțiile respective. Totodată, într-o înlăturare a acestor momente, în anul curent a fost elaborat ordinul Ministrului Apărării și trimis deja către Ministerul Finanțelor pentru avizare, pentru revizuirea politicii de contabilitate, unde să stipulăm clar unele momente ce țin de pe domeniul de efectuare evidenței contabile. Vă mulțumesc, domnule. Doamna Andreiș, mai aveți întrebări, precizări, vă rog. Da, așa, ca precizare, într-adevăr, după cum dumneavoastră ați comunicat, s-au făcut multe activități și nu trebuie, este foarte important ca conducerea Ministerului
să înțeleagă că de calitatea acestor rapoarte financiare, acestor 19 unități militare subordonate, inclusiv a raportului financiar al Ministerului, depinde calitatea acestui raport financiar consolidat, asupra cărui anual Curtea de Conturi își va expune deci, opinia. Mulțumim! O clipă, domnul Rotaru, imediat o să vă ofer cuvântul. Eu am o întrebare, una mai simplă. Dar în cadrul Ministerului Apărării, voi aveți serviciu de audit intern? Este o funcție de veste vacantă. Și de mult e vacantă? Domnul ministru, este o recomandație care nu se încadrează, este în afara raportului nostru și în afara proiectului de hotărâre a curții. Supliniți cât mai rapid această funcție și nu de ochii lumii, dar un specialist care are imaginație și închipui foarte bine ce e cu munca asta. Fiindcă în cadrul unui sistem, precum este cel al dumneavoastră, auditul intern o să vă fie de mare folos. Și în toată perioada anului, până ce nu venim noi, cei de la Curtea de Conturi la dumneavoastră, ei vor merge și vor verifica și vor preîntâmpina un șir întreg de situații și respectiv o să vă fie de mare folos și ajutor în a face regulă și a ține o evidență și o disciplină pe ansamblu, atât în cadrul Ministerului, cât și în tot sistemul pe care îl gestionați. Asta ar fi fost remarca mea. Domnul Rotaru. Bună ziua, stimați colegi! Eu o să am întrebare către reprezentanții Ministerului Apărării și anume Departamentului Financiar. În contextul în care ordinul 216 prevede expres că uzura pentru tehnica militară nu se calculează, cu toate acestea, întrucât în cadrul intern al Ministerului nu există niște prevederi clare în acest sens, unele subdiviziuni ale Ministerului au calculat uzura și pentru tehnica militară. Ieșind din aceasta, echipa de audit constată faptul că există riscul de supraevaluare a contului 391 uzura mijloacelor fixe. Vreau să văd care sunt acțiunile Ministerului pentru a nu a evalua contul 391 și de a vedea, de fapt, care e efectiv valoarea acestui în contextul în care s-au calculat uzura și pentru tehnica militară și dacă în timpul proxim vor iniția proceduri de delimitare clară care sunt mijloacele fixe, pentru că avem aici valoarea mijloacelor de transport este una foarte mare, unde sunt atât tehnica militară cât și mijloacele de transport civile, care vor fi acțiuni pentru a delimita acest sector, pentru nu admite pe viitor calcularea uzurii și tehnicii militare. Mulțumesc! Și eu la fel, vă rog! Mult stimate, domnule președinte, mult stimați membri a Curții de Conturi, eu sunt generalul Bubeșov să vă raportez în privința acestui subiect. Într-adevăr, noi am avut foarte multe deficiențe la acest capitol în privința calculării uzurii. Astfel, în decurs la două luni, mare stat major împreună cu toți șefii de servicii, am reușit să clasificăm toate bunurile materiale care sunt armate naționale, conform unui standard internațional care se referă și la standardele noastre militare pentru participarea în cadrul misiunilor internaționale. Astfel, noi am elaborat un ordin al Ministrului Apărării, iată, el este la mine, 021 din 22 mai 2020, care sună în felul următor. Clasificatorul armament și munitor convenționale, mijloace speciale, dispozitive militare și alte patrimoniu militar a Forțelor Armate Republicii Moldova. Astfel, fiecare bun material care se află în dotarea Armatei Naționale a fost clasificat un număr de 12 simboluri în care se află serviciul, codul economic, serviciul care este aplicabil, de asemenea împărțirea bunului material după destinație și particularitățile constructive și, cel mai important,
bunurile astea materiale au trei cifre. Cifrele M, C și N. Mai multe armate în lume sub acest simbol folosesc codurile acestea pentru bunuri materiale și vreau să spun cu aceasta că prin aceste cifre M înseamnă că fiecare șef de serviciu financiar din unitatea militară, fiecare șef de serviciu cunoaște, deschizând acest clasificator, că este militar. Deci la dânsul nu se calculează la acest bun uzura. Următoarea cifră este C, adică sunt bunuri materiale care sunt atribuite la patrimoniul civil de la civil, cum ar fi automobile, de serviciu și altele și altele, la care se calculează uzura. Și astfel fiecare șef de serviciu financiar din unități alimentare, cele 19 care se află la balanța ministerului, o să cunoască că pentru ele se calculează această uzură. Și următoarea este neaplicabil, care demonstrează că pentru fiecare persoană care este implicată în acest sistem de calculare a uzurii, că este neaplicabil. La aici se referă materialele consumabile, munițiile și alte bunuri la care nu se calculează uniții. Astfel noi ne propunem, prin această standardizare și prin această claritate pentru toate entitățile financiare și șefii de servicii, să recalculăm toate uzura în mod centralizat până la finele anului, pe cât în următoarea inventariere, și să monitorizăm această situație pentru a face o regulă acest sistem. Mulțumesc! Domnul Rogaro, mai aveți precizări, întrebări? Da, domnul președinte, nu am întrebări, mai am o precizare. Să înțeleg că în misiunea de audit financiar pentru anul 2020 noi avea claritate la acest capitol, doar o mențiune, vreau să accentuez aspectul în ce privește echipa de audit care l-a menționat în anexul la scrisoare către conducere. Pentru că noi am avut și corectări de uzură din anii precedenți făcute eronat, să luați în calcul departamentul financiar contul anume 723 pentru corectarea sumelor atribuite eronat la grupa contului 391, pentru că ulterior să nu apară alte erori în corectarea uzurii mijloacelor fixe. Eu nu mai am, domnul președinte, întrebări și nu am nici propuneri pentru hotărâri și nici pentru raport. Eu am să mă conectez pe rețelele dumneavoastră pentru că trebuie să ne conectăm la comisia. Deci votul dumneavoastră e în favoarea proiectului hotărârii. Da, mulțumesc, succes pentru ședința. Stimați colegi, alte întrebări? Nu văd. Da, domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu am o întrebare formulată, doar vreau să atrag atenția asupra unui aspect important care în viziunea auditorilor reprezintă riscuri pentru minister. Și aici mă refer la salarizarea angajaților ministerului. Deci echipa de auditori a stabilit că, de fapt, ministerul nu asigură evidența timpului de muncă și nu acordă militarilor sporuri pentru munca prestată pe timp de noapte. Deci, în același context, deci, cunoaștem că au fost înaintate mai multe sesizări din partea angajaților Ministerului Apărării, dar care nu au soldat până la moment cu vreun conflict judiciar. Cunoaștem la fel că legislația nu este una perfectă în acest domeniu, dar într-o evitare a acestui risc, ministerul trebuie să ducă la bun sfârșit acea inițiativă cu care a venit încă în mai 2019, înaintând un proiect de lege prin care va fi prevăzută remunerarea militarilor în timpul îndeplinirii serviciului militar, în afara programului zilnic de activitate și în zile de odihnă și sărbători. Deci, încă o dată spun, acest aspect poate genera anumite riscuri de suportare a cheltuielilor pe viitor. De aceea doar insistență la acest capitol, la domeniul salarizării. Și pe final încă o constatare, domnule președinte, s-a expus domnul vicepreședinte la începutul acestei ședințe, vreau să constat că necătând la situația pandemică din țară, pe parcursul acestei misiuni de audit, au reușit să fie implementate mai multe recomandări din raportul precedent, fapt datorat unei comunicări foarte eficiente cu angajații ministerului. Lucru pentru care țin să le exprim gratitudinea.
Deci, pentru că până la urmă facem un lucru comun și rezultatele pe care le obținem cu toții împreună țin de fapt de asigurarea unei comunicări eficiente care, de care am avut parte în cadrul acestei misiuni. Vă mulțumesc! Și la fel. Constat situația că membrii Curții de Conturi nu mai au întrebări către reprezentanții conducerii entității auditate. Domnule ministru, în așa numitul ultimul cuvânt pentru ședința de astăzi, aveți această posibilitate dacă aveți și dorință. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, noi ne-am străduit să fim cooperați, trebuie să recunosc că nu am fost și eu în profunzimea subiectului, adică auditului, pentru că recent am fost numit în funcție și situația operațională, mi-a venit zis copilul, m-a impus, m-a ocupat de alte priorități, dar profit de prilej să mulțumesc colegilor mei care au lucrat împreună cu colegii de la Curtea de Conturi pentru auditarea procesului în Ministerul Apărării. Noi toate obiecțiile și propunerile le considerăm pertinente și relevante. Noi mulțumim pentru obiectivitate. Auditul efectuat de către Curtea de Conturi este o platformă serioasă pentru a bunătăți toate procesele și activitățile în cadrul Ministerului Apărării. Și am însemnat și un plan de acțiune, data viitoare va fi și mai bun. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, stimați colegi, pentru utilitate și lucrul prodigios care v-ați făcut. Mulțumesc! Stimați colegi, înainte de a închide partea oficială a ședinței noastre, deoarece Curtea intră în deliberări sau deliberează în regim închis, care nu este public, eu vreau să mulțumesc tuturor participanților la această ședință și să fac câteva constatări. Observați că spre deosebire de mai multe subiecte care au fost examinate, dezbătute de către curte în zile trecute, săptămâna trecută, săptămâna curentă, de această dată deliberările au durat mai puțin de o oră. Este un lucru simptomatic, fiindcă pe de o parte trebuie să recunoaștem că volumul bugetului gestionat de către Ministerul Apărării este incomparabil mai mic în comparație cu bugetele mari, foarte largi, care aduc și o sumedenie de entități antrenate și o sumedenie de probleme pe care noi le constatăm. Deci este scara financiară a gospodăriei, figurativ vorbind. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și un aspect subiectiv. E un progres și lucrul ăsta ne bucură ca și Curte de Conturi, de la calificativul opinie contrară, ceea ce înseamnă nesatisfăcător, la opinie cu rezervă pentru auditul financiar, ceea ce va aduce în zona satisfăcător ca și calificativ, dar precum au menționat și colegii noștri, cu această latură pozitivă, și aici ne exprimăm satisfacția, cu eforturile depuse de către subdiviziunile Ministerului pentru a schimba această situație. Loc pentru mai bine mereu este, probleme rămân a fi în continuare. Colegii mei din misiunea de audit în cadrul acestui raport au propus noi să scoatem monitorizarea pentru... Corect am înțeles, da? Stimați colegi. Asta nu înseamnă că Curtea nu o să stea în continuare cu ochii, fiindcă rămâne a fi în continuare procesul de monitorizare a îndeplinirii recomandărilor care vin odată cu acest raport și cu această hotărâre a Curții de Conturi. Mult succes! Aș spune atenție maximă la managementul financiar, managementul în gospodărie, figurativ vorbind, fiindcă de cele mai dese ori lacunele în acest domeniu de gestionare minister are efect și are impact asupra eficienței politicilor care sunt promovate de către minister. Mulțumesc încă o dată, domnule ministru și reprezentanții conducerii ministerului. Vă doresc o zi bună și o să vă rog să vă deconectați astfel încât să rămână doar echipa Curții de Conturi pentru deliberări. Cele bune, sănătate!